Bine, să începem. Hai să punem un primer de pori. De ce am pus acel primer, vă povesteam eu. Pentru că știu sigur că Silk Luminous Foundation, pe mine cel puțin, lucește și atunci pregătesc dinainte. Hollywood Complexion este pensula de fond de ten și de concealer de la Charlotte Tilbury. Hai să vedem. Da? O să încerc să nimeresc exact culoarea pentru că nu vreau, am acest guler imaculat alb, așa că o să încerc să nu mă duc mai jos. Pentru mai multă acoperire, mi-am scos și Born This Way și Pat McGrath și le pun pe amândouă. Poc, poc, aici se mai văd petele de aceea. Poc, poc, Pat McGrath. Care îmi va da luminozitatea de care am nevoie. Voi face un ten să arate luminos, acoperit, dar nu încărcat. Lăsând nasul cu pistrui, se creează așa un vibe natural, ceea ce este foarte, foarte ok. Glossy Storm este culoarea acestui cloud paint. E bine să-l estompăm un pic pe mână sau undeva până punem pe față, pentru că are foarte mult pigment și o să pun un pic mai sus culoarea ca să-mi tragă de pomeți în sus, adică aici. Pun un pic și de Hollywood Filter Foundation. Și pentru că mi-am pus atâtea produse care s-ar putea să-mi dea de furcă cu sebumul, trebuie să pudre. Iau Chanel, scuturăm bine de tot. Cu o pensulă mare, plesniți peste față niște pudră. Bun! Deja mă simt mai bine. Atât de bine încât o să iau acest Tom Ford nebun și o să-l aplic pe punctele înalte cu o pensulă de la Morphe. Acesta are și auriu și roze auriu. Ambele sunt ok. Să știți că așa se realizează de altfel și un machiaj long lasting. De exemplu, dacă ar fi o mireasă, puneți și produse cremoase, puneți și produse prăfoase. Da? Ați văzut că eu am pus blush cremos, iluminator cremos, am dat cu pudră și acum vin peste și creând atâtea straturi peste straturi. De aceea de multe ori make-up artiștii stau o oră la un machiaj, pentru că pun din aproape în aproape, strat peste strat, ceea ce face ca machiajul să ducă la, să fie un machiaj care să țină, să țină la dans, să țină la pupici. Bine, acum nu se mai pupă lumea, nu mai facem nici nunți, dar ca idee că o să revenim la normal, să nu ne pierdem speranța. Și vreau să am un feeling de bronzată, așa că tot o pensulă de la Morphe. Să facem un pic și năsucul. Wow, ce-mi place! Și acum facem ochii. Facem niște umbre la ochi. Ok, și trag în exterior. Și pun și aici unde mi se vede fruntea. Exact. În linia părului. Nu uităm diseară când ne demachiem să ștergem bine de tot aici. Și multă mascara. Nu, hai să facem și o linie de tuș. O să vă ignor un pic. Bun, din nou vă zic că este despre un echilibru. Sprâncene nu, buze nu, năsucul nu, mandibula nu. În schimb, liner, bam, și toată zona asta de față care este super mega machiat. Nu este nimic greșit, evident.
Nu este nimic greșit. Totul e atât de individualizat și de personalizat, încât voi puteți să luați absolut ce vă place de aici. Poate sunteți genul care îi stă bine cu toate elementele. Mie personal nu-mi stă bine cu toate elementele, pentru că o să mă asprească. Și revin la chestia aceea. Chiar dacă am pus mult, totuși mă țin de less is more, cumva. Da, asta. Vă doresc un weekend fine. Mulțumesc că m-ați ascultat. Ciao!